Turneul acesta cred eu că va fi foarte bun pentru noi, ca o etapă de pregătire. Jucăm acasă cu Malta 11 iunie și avem posibilitatea să strângem echipa o leacă mai devreme. Deci campionatul s-a terminat 20 și vă dați seama, dacă strângeam echipa undeva 5, 6, 7 iunie, deci era o pauză de 2-3 săptămâni și jucătorii pierdeau forma, cei care au acumulat în timpul sezonului. Dar evoluând la turneul acesta, la Bănoscu, noi avem posibilitate încă să ne mai pregătim mai mult pentru ca să facem un rezultat cu Malta. Noi plecăm cu un lot de 20 de jucători, se primește cam 20 de jucători, pot să vă lua că la Kiev vor fi două jocuri, data de 2 și 3. Vrem să facem rezultat, că alte psihologii, deci vă dați seama, dacă pierde echipa, e mai greu pe dânsa să conteze în plan pozitiv cu Malta. Deci vom juca econom, vom juca, deci așa ca să scoatem din jocul acesta cât mai multe plusuri. Belgia e o echipă de un nivel foarte mare. Acolo jocul s-a desfășurat în alte viteze, agresivitate. Deci jucători care joacă în campionatul Belgiei, Portugaliei, la noi nu s-așa viteze, nu e așa joc creativ cum acolo a fost jocul în Belgia. Deci, dar totuși, vă dați seama, a doua repriză noi am câștigat 1-0 și asta spune totul. Da, n-am avut ocazii, n-am avut multe ocazii, deci, dar totuși, 2-1, 1-0, a doua repriză. Noi acum analizăm, ne uităm de ce nu s-a primit la noi jocul ofensiv. Facem concluzii și ne stăruim ca să facem față cu, în primul rând, e clar că cu Malta. Că noi înțelegem că toți așteaptă de la noi un rezultat pozitiv.